Son, că să nu mă adăvenesc. Am 16 ani, la momentul curent, în august o să fac 17 și într-adevăr s-ar putea spune că o parte importantă din viața mea e ocupată de tetrapareză. Dar am ajuns să nu o văd neapărat ca pe un chin. Cred că până la urmă absolut nimic din ce se întâmplă în viața noastră nu se întâmplă cu gândul evident de a fi ceva bun sau rău pentru noi. În sine nimic nu e bun sau rău, depinde doar cum percepem lucrurile. Eu cred că totuși există și o parte bună în ceea ce sunt, pentru că, poate nu datorită, dar în ciuda bolii, sigur, am ajuns să fiu aici, să vorbesc, să scriu până în prezent 5 cărți și să am pasiunea pentru citit. Pe lângă asta, am ajuns să încerc să-i susțin pe cei asemeni mie și să fac ceva frumos pentru ei. Și asta la rândul lui acest lucru m-a dus la ideea că până la urmă ăsta e scopul vieții. Scopul vieții constă în a face o lume mai bună, atât pentru tine cât și pentru ceilalți. Dacă faci o lume mai bună numai pentru tine, nu o să te rețină istoria niciodată. O să fii doar tu, nici măcar istoria familiei, nu o să îți dea credit. În schimb, oamenii cu adevărat mare acestei lume au făcut o lume mai bună și au lucrat în interesul altora. Începând de la modelul suprem, care este Domnul Iisus Hristos, până în zilele noastre, se vede că de obicei, dacă îți dăruiești viața, la un moment dat o vei primi înapoi. Din păcate, nu tot în timpul vieții, așa cum ar fi frumos ca acești oameni să se simtă băgați în seamă și să simtă că cineva e alături de ei și le menține moralul ridicat, că îi place cuiva, dar mi-asum să spun, chiar dacă o să pară puțin macabru, că după trecerea în neființă toată lumea o să vadă ce a fost bun. Asta e nărava oamenilor. Dar ca să nu încheiem într-un, sau ca să nu închei, pentru că mai există oameni după mine, ca să nu închei într-un registru trist, ce aș putea să adaug altceva decât poate o poezie a mea numită Mulțumesc, creată special pentru astfel de ocazii în care suntem aproape unii de ceilalți și normal că cineva trebuie să mulțumească altcuiva. În cazul ăsta eu, Marius și cei ca noi vă mulțumim vouă și apoi să închei citat dintr-un bun prieten care spunea că mulțumește la fel de mult soartei ca și mine că e așa cum i-a fost dat să fie, pentru că numai oamenii vizibil diferiți pot construi o lume vizibil diferită. Acestea fiind spuse, da, mulțumesc prietenului Alex Solo de la Timișoara și acestea fiind spuse, pot să încep cu recitarea poeziei Mulțumesc. Eu încep, dar tot așa voi și încheia, lăsând după mine microfonul altor oameni la fel de demn. Ce poate fi mai pur, mai omenesc, decât să spui un sincer mulțumesc celor ce au făcut ca viața ta să fie luminoasă ca o stea? E greu să știi că orice vrei, chiar mersul se măsoară în lei. Să știi că ce-ți dorești mai tare e doar un preț și un cod de mare. Mă încred că bunul Dumnezeu a ascultat și oful meu și a trimis oameni ca voi să mă ajute în nevoi. Și poate astfel, într-un an, ori doi, voi reuși să merg ca voi,
să fiu și eu un poet fericit, așa cum veșnic mi-am dorit. Să scriu povești pentru copii și mii de alte poezii în care să pătrund aș vrea, pășind să-mi caut muza mea. Curând va veni acea zi în care singur voi porni și mult de tot eu îmi doresc să pot să vă spun mulțumesc! Nu uitați, numai oamenii vizibili diferiți, concret, oameni vizibili diferiți.